Aproximativ 20.000 de persoane care locuiesc în Miroslava nu au mutație în comună. Primarul Danit a faptul că acest lucru duce la pierderea aproximativ 15 milioane de lei din cotele de falcate aferente impozitului pe venit, bani care ar putea merge pentru fluidizarea unor proiecte importante ale comunei. Primarul din Miroslava Daniță susține că a rugat pe cei care locuiesc în comună, dar au altă adresă în buletin, să-și facă mutație. Tot acestea pentru că în momentul de față aproximativ 15 milioane de lei sunt pierduți. S-ar putea de multe ori să greșesc, la... dar nu au posibilitatea ca să facă cu o, o estimare corectă sau orice să bun corect la uh, numărul de oameni sau, uh, care locuiesc în Comuna uh, Miroslava. Tot la fel cu toate că ne-a rugat foarte mult la cetățe să-și facă mutații pe Comuna Miroslava, pierdem, pierdem mare parte din bani la un număr de aproximativ 20.000 de locuitori care nu au mutații în Comună. Din cauza asta, din cotele defalcate, pierdem. Uh, Substanțial. Substanțial, în jur de aproximativ 15 milioane de lei, dacă nu cumva mai mult. Acești bani ar putea fi investiți în reabilitarea de străzi. Vă dați dumneavoastră seama dacă 15 milioane de lei am reușit ca să-i sunt aproximativ 3 milioane de euro. Aș asfalta străzi, aș face ceva cu banii. Dar din simplu motiv sau din motivele pe care le, le au anumite persoane. Care sunt motivele puierile, până la urmă? Că, dar mergem înainte și trebuie să facem față. Toți vin la primărie, toți sunt plătitori de taxe și impozite. Eu am fost. În momentul în care întreb care este taxa sau impozitul pe care îl plătești, el îmi spune că dă o sumă, că nu cred că depășește nimeni 300 de lei, 400 de lei la impozit. Adunând de pe o stradă dintre asta ar, ar trebui să să adunăm bani timp de 20-30 de ani ca să putem să asfaltăm, numai să asfaltăm strada respectivă, nu să ducem și utilități. În această situație, primăria nu are altă soluție decât să vorbească cu oamenii și să-i convingă să-și facă mutația necesară.